Am luat un tor. Am luat un tor. Un tor. Niște laser, niște LLM-uri. LLM-uri. Niște MLM-uri. Din arbicăne. Clan AC10. Am transmis să spun 3, dar nu rezolv nimic cu 3. And one of the mech warriors you just evac'd is Damon Squire. Father assigned him to get me to safety after the palace was attacked, and Am he's been fighting with salvat us ever since. The survivors in his lance won't be able to fight for some time, but he wants to get back into the action. You're suggesting he should join my team? He could help. He knows city fighting, and he knows the capital. I'd like to talk to him. Easily done. Hold on. Ian Drasari? Captain Squire, sir. I want to thank you for getting us out of there. Streets are getting a little rough. I've noticed. And you're welcome, Captain. I understand you'd like to join my lance. Sir, I served Joanna since this all started, and before that, your father's forces. I just want a chance to fight for the Drasari, sir. I'm rated in all weight classes, and I'm solid with sensor operations in urban environments and night fighting. I think I could pull my weight. All right, Captain. Consider yourself on board. Thank you, sir. I'll speak with your sister and arrange transfer. Ian, we think we have a way for you to get at that armory. The resistance will stage an attack on the eastern perimeter of the palace, opposite from the armory. If we hit it with a large enough force, Roland will think we're beginning a direct assault and he'll direct his forces away from the armory. He won't leave the position completely unguarded, but if we make our attack look real, he'll throw almost everything he has against it. Can you afford that kind of action? If Roland directs his remaining forces... We only have to keep it up long enough to make it look real. Once he pulls his defenses away from the armory, we can start to withdraw. We won't lose any too. We'll take losses. We can only do this once. Does Elise agree with the plan? She does. She agrees that the armory represents our best chance to end this quickly, before more people die. When could you be ready to strike? Very soon. Speed is critical. If you agree, we'll start preparing immediately. If it'll end this quickly, let's make it happen. We'll get ready. Wish me luck. Luck. Ia da, rezistența vrea să lanseze un raid de diversiune pe care poate să-l facă numai o dată, că n-au destule forțe. Deci dacă pierd după atacul ăsta, o să fie cam epuizat și nu o să mai poți să ataci altceva. Dar dacă reușești atacul, diversiunea asta, putem să recucerim armurăria și să echipăm 3 lănci serioase. Dar până atunci trebuie să distrugem o bază la universitate locală. Putem să recuperăm inteligență valoroasă. Forțele o să fie ușoare, sigur, dar defensivă statice grea. E un generator, care putem să-l distrugem pe undeva pe acolo. Nu-s fericit cu laserul ăsta la Atlas. În genul se fericit cu multe la Atlas ăsta. Oh well! Cât rapid putem să-l facem? Și când e costat asta? 5 tone? Nu, 5 tone, costă o tonă odată, 2 tone, 3, 4. Rămânem așa. Te muncesc ca dracu, dar rămânem așa. Mai gândeam să pun LB AC10 acolo, dar nu mă știu nimic. Dar dreptul nimic. Pentru că două de ăsta au 2 de tone și jumate din damage-ul ăsta aproape. Deci nu mă știu cu absolut nimic. Să renunț la un arc, 14 damage la care renunț, sincer. Nu prea merge totuși, nu se balancează bine. Din păcate pentru mine. Să rămân așa la piceuri. 14 cu 8 cu 14. Să pun un gauss acolo. Gauss-ul e, deci 13 tone bine gauss-ul, 12 damage. Așa. Și un laser acolo de formă. Cât era hidificiențul fără astea? Laserele normale. Era mai prost, ci că zice jocul ăsta. O alternativă, am putea să punem strike-uri acolo. Da, în oraș, strike-urile, nu știu dacă mă aștept cu ceva. Oh, Thunderbolt-ul, 14 tone, 28 damage, n-am unde să-l pun. Nu, n-am unde să-l pun.
Și mai pot să pun un laser pe undeva. 7 damage. 7 damage, muniție limitată și 4 de 8 damage. Nu ne luăm nimic cu astea. Fuck it, punem pe PC-ul, le vedem ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă și da, cum zici, vedea cum sunt. Cum ziceam, am impresia eu că e posibil. E complet posibil. Încă o să musă își am mai mult damage și toate decât alt robot, că e atât de înalt. Și îți dă în picioare în sus de întorsul. Hai, încercăm așa, PVC-ul e pe 1, tu acolo, laserul mare pe 1. Nu, poate așa. Balansăm 3. No, no, raza limitată la ăștia. Totuși, două PPC-uri care trag 5, 2, 30 de căldură odată. Jesus Christ. Da, interesant. Fuck it, încercăm, vedem ce dracu se întâmplă. Demolare, awesome-ul și noi în Atlas. Ce se poate întâmpla? Roger, this is going to be tough. Steiner took over the university and converted it into an Intel HQ. The Resistance believes we can recover data that we might need for a palace assault. This mission's a TKO. Destroy all hostile units in the area. Nav Alpha is in the center of the grounds. It's very heavily defended. Castro's deployed an entire company of light and medium mechs in defense of the grounds. We haven't seen any air support, but they've got ground units deployed and very heavy turret defenses. Combat's been fierce around this target for some time, and the Resistance will have units in the area, so check your targets. Simple enough? I wish it were. In these tight quarters, defenses of this magnitude are going to be deadly. We do have a couple possible breaks, though. The defensive turrets are drawing power directly from the grid. The generator's at Nav Point Beta. If you can take it out, the turrets should go dead. Also, Steiner's finally getting wind of our comm intercepts, and they're nervous about security. They're routing all communications through a comm center at Gamma. Take it out, and the combat units won't be able to coordinate. Okay, we'll consider Beta and Gamma as possible targets. Wish us luck. Good luck, Ian. I hope you won't need it. Omega Lead, suggest we pick off as many targets as we can from long range. Sensors online. Da, domnul Squire. Online. All functioning systems. Da, la Beta e generatorul. I copy, over. Roger. Care aprovizionează toate tunurile astea, o să fie pe jos. Și la Gamma ar trebui să fie centru de comunicații, pentru că s-au prins ăștia care le ascultăm comunicații și le retrimi pe toate la un centru de codare. Din păcate, dacă, pentru ei, dacă centrul de codare moare, nu se mai poate să vorbească de nimic. Hello! Suntem aici? Nu vrea? Hai, îți pare că merge în direcția aia, atunci. Aha! Ha-ha! Man, shit, vă băi doar mâna. Ei, ți-ar folosul lui doresc. Păi el! Deja galben, ea. Au! Uzi el? Uzielul. Lănci ușoare și medii în zona asta, dar o tonă de clădiri, structuri defensive. Am prea departe pentru un tun, autotunurile alea. Asta este. Ce-ți? No, n-am unde să mă întorc aici. Ce e ăla? Uite tu! Tu un laser... Ah, centru de comunicație. Excelent, îl căutam pe ăsta. La rând, între timp avem prieteni.
Pretenești... Oh, Jesus Christ, serios? Target destroyed. Oh, merge, relativ. Ce se pare că se ocupați cu zielul ăla? Au, 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 au. Ce e tot de turnul ăla de acolo în spate, nu? Vultur. Target destroyed. Eu trebuie să fac toți, tu ai două AC-20 ori. Target destroyed. Pare că am ajuns la gama, sau beta. Destroyed. Să din cât ăștia se descurcă, se tragă în turele alea, nu-i problemă. Dar nu suntem la beta, atunci ce dracu' e centru de comunicație la beta? Am încurcat eu? Ia să vedem un pic aici. Centru de comunicație la gama. Generatorul la beta, dar nu știu. Ce zice jocul ăsta? Close up and form on me. I copy, over. Roger, copy. Vehicule, generator. Target destroyed. Hopefully the Major was right. Should be a lot easier with the turrets down. Zice just voi. N-am idee ce făcea aia, dar era roșie. Și era centru de comunicație. Din fericire, avem un loc unde să ne reparăm aici. Barac altul, nu? Controlele generatorului. Teoretic generatorul nu mai e, dar hai să fim siguri că nu mai e. Perem, perem. Baze mobile de reparație, asta ne trebuie nou. Mi-am luat atât de damage. Pe PC-urile merg, ok. Prea rapid. Serios? 30 de kilometri, prea rapid. Nu, nu. Oh, așa e. Tanka, 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 tanka. Easy, easy. Shutting down. Hey. Măcar nu trebuie să ne facem misiunea aia, patrularea fără așa ceva. Putem să ne reparăm aici liniști și dacă e problemă ne retragem din bătălie și ne facem aici. Sperăm să nu fie nevoie, dar dacă tot suntem aici. Ok, bineînțeles, am mers cu mașalierul, trebuie să ieșim cu mașalierul. Mai înalt ca tine, băi, grasule, băi. Ok, beta am făcut gamma în direcția la alta. Gamma în direcția la alta. Form up on me. Roger. Copy, over. Copy. Ha, avem becuri. Avem becuri. Tiri, 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 tiri. Cacă-n becul ăsta. Atlasul ăsta nu mă... Un Madcat 2, da, da, la launcher ușoară și medie de reparat. Madcat 2, ustru, se prede Madcat 1, e asalt, e mech de asalt. Doamne. Radar off. Poate-l să prindem. The column center's just over there, Commander. Maybe we should hit it. Couldn't hurt. Am 45 de kilometri, ce vă ia atât de mult să mă țineți poziția, băi? Form up on me. Roger. Roger! Roger! Active radar engaged. Shh. Radar off. Passive sensors engaged. Ba-dum, ba-dum, ba-dum. Active radar engaged. Take out designated target. Radar Roger. Off. Roger! Passive sensors Roger. Engaged. Active radar engaged. Radar off. Passive sensors engaged. Perim, perim, perim. Ech, atât de ce? Da, nu, e clădirea care întreb. Credeam că pot să trag pe sub parcul ăsta. E clădirea aia. MechWarrior 3, vrei duși clădiri să cadă pe inamici. Un feature lăudat. Încă un hangar de preparat. Și... Uite-o. Da! Dăm antenă. A, încercare de mânate, nu? Active radar engaged. Dacă toți suntem aici și ăsta nu se uită la noi. Surpriză, era o ambuscadă. În doi mei, că el s-a pierdut pe drum. Au! Jesus! Au! Na, na, na! Target down! Target dead! Target destroyed!
I-am dat cu tot, pe tot! Ah, fuck you, zil. Ah, e un alt damage, nu-i nevoie să faci ceva. Na, băi, în gamă. Omega, Steiner comm frequencies just went dead. We'll jam local communications. Close up and form on me. Roger. Copy, over. Roger, wish I could see inside those Steiner mechs now. A little harder to fight without communications. Muzieluri, vulturi, vulturi și o tonă de blindate. Ha? De ce nu pot să... Hello. Ah! Cum am zis, timp de clătorie pe PC-uri. Asta astea era un pic mai bune la distanță. Hai, mă. Attack my target. I copy, over. Copy, over. Roger. Bine că copy. Da, du-te. Check fire, leader. Check fire. Scuze, demon. Demon, scuze. Serios, squire, demon. I'm squire, în caz că nu știți, ajutantul de knight, de cavaler. Ăla care îl... Îi prindea armura, l-a ajutat să urce prin șa și mai departe. Dădea lance dacă era nevoie. Îl proteja dacă cădea vreun caz. Oh my god. Take out designated target. Roger. Roger. That's a lot of them. There be a lot of them, Captain. Manevre evazive. Da, vreo 3-4 lungi mici și medii și, ziți-vă, n-am văzut nimic mic în lungile astea medii. Niște blindate și un mad chiar pierdut. Aaaa! Nu-ți... Aaaa, mai măcar ai căzut. Nu că asta te-ar opri! Vezi că nu mai... Aaaa, mai... Nu mai ai picior, asta vreau să zic. Uite cum te opără, mă. Ai mile de el și omorâți-l odată. Target eliminated. That's a kill. Target destroyed. Hop. Take out designated target. Roger. 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 Shut up. Warning. Heat exceeding recommended level. Target down. That's a kill. Target destroyed. Take out designated target. Roger. Copy. Over. Poate că distrugând centrul ăla de comunicații ne ajută că vine ăștia pe bucată în viitor odată, ceea ce e bine. E nechei da un cap și degeaba. Acum, vedeți seama, încercați să faceți misiunea asta, vă să aveți asalturi. Aha. Dă-te tu la o parte. Target down. Target dead. Target destroyed. Take out designated target. Roger. Roger. Din ceva motiv toată echipa mea sunt prăște complet. Dar, deocamdată e bine. Deocamdată e bine. Bine, bine, bine. Prândăm peste dealul ăsta unde o să vină toți peste noi. Cum au tankuri. Nu-și tankuri, erau și o tonă de turele aici. Pentru că erau toate în câmp și trebuia să ieși pe drum unde până și idioți ăștia te nimereau. Ia, turele, turele, turele. What? Ce n-ai bați întâlnit acolo? I copy, over. Roger! Dragi, sunt cei mai aproape de voi, dacă sunteți idioți și trec tankurile pe lângă voi, poate ar fi timpul să dați în ele. Ah! M-a vit dealul. Target destroyed. Stai acolo în fundul hărții, sigur. M-a ajuns acolo. Alternativ, ce drept, AC-10, îl trag mai des. Oh! Damn it. Thank you.
Dacă ai muri, target fi mișto. Destroyed. Target destroyed. Uz el! Am bănătat. Și un bulldog. Un uz el și un bulldog și nu, n-ar fi bine dacă n-am distruge academia asta. Target poate destroyed. O să ne trebuiască cândva. Form up on me. Roger. Roger, copy. Și jocul zice că am putea să distrugem academia asta. Că e ostilă, e plină de studenți nesimțiți. Nav point alpha. A, am mers surprinzător de bine. Target destroyed. Control, it looks like this area is secure. We're not encountering any more hostiles. Good work. The resistance will send in some recon patrols to confirm. You should hold there, in case they run into trouble. If we do, I'm not sure we'll be in much shape to do anything about it. Ce vorbești? Tot e bine. I'll hold the patrols until the resistance can get some firepower into the area. They'll be eager to search for the information on palace defenses, but I'm sure they can wait a bit before sending in their analysts. Return to outpost, heading 8-5.